FC Botoșani va rămâne pe podium în play-out și după această etapă. Moldovenii au obținut al treilea succes consecutiv pe teren propriu după un meci perfect făcut în fața lui FC Voluntari. Roman a deschis scorul după aproape 10 minute de joc. Replica a venit imediat. Signorelli a trimis în transversală. Însă Popadiuc le-a îngreunat mult munca cu echipierilor săi. A primit două cartonașe galbene pentru proteste și a fost eliminat. În finalul reprizei, Golovka a risipit emoțiile cu un gol senzațional. Mihai Roman putea reuși dubla, dar a nimerit bara. Botoșani a învins-o pe Voluntari cu 2-0, iar ilfovenii rămân fără victorie în ultimele 6 etape. Această victorie ne oferă o liniște oarecare, dar nu trebuie să ne culcăm pe ureche că suntem deja salvați. Mă dezamăgește această atitudine că am arătat în prima repriză. Am fost foarte timizi, nu jucam, frică, nu știu de ce.